Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, cu domnii Sorin Moise, Cornel Ciocan și Constantin Soare. Mergem și către zona asta de irigații, despre proiectele prin PNS, prin AFIR. S-a discutat foarte mult și spun eu că avem aici alături de noi pe domnul Constantin Soare, un om care a avut tenacitatea și ambiția să nu cedeze în ciuda tuturor opreliștilor legislative. Cred că pentru asta chiar merită felicitat. De câți ani aș îndrăzni să vă întreb, vă luptați cu, nu neapărat cu morile de vânt, că nu-mi place să cred că sunteți Don Quixote și veți reuși ceea ce v-ați propus. Dar când ați început practic să depuneți primele documente pentru reabilitarea structurii secundare în cazul dumneavoastră? Deci mi-aș permite întâi să scot în evidență faptul că ne-am constituit organizația în 2017, după 6 ani, deci. Deci da, în septembrie 2017. Cauza pentru care am considerat că e oportun să dăm curs la constituire și mai departe la depunerea proiectelor a fost faptul că în mai, dacă nu greșesc, 2017, Ministerul Agriculturii a stabilit că apa pentru irigat se va livra cu titlu gratuit. A fost declicul care am convingerea că pe mulți dintre colegi i-au determinat să înțeleagă că e o nouă epocă, dacă vreți. Da. Da? În ce înseamnă această activitate. Am preluat infrastructura a 6 ploturi de irigații în 2018 și în prima sesiune de după constituire, care s-a deschis în 2019, exact în luna februarie, am depus proiecte cu cereri de finanțare pentru toate cele 6 ploturi de irigații. Am semnat contractele de finanțare acum, dacă m-ați întrebat de cât timp. Încerc scurt să vă prezint istoria. Scurt, ca să, da. Am semnat contractele de finanțare în martie 2020 și de atunci, din diverse cauze, unele obiective, altele mai puțin obiective, vezi pandemia care a generat întârzierea evoluției derulării unor astfel de proiecte. Apoi, cele mai importante sunt cele generate de faptul că odată cu începerea războiului din Ucraina au explodat prețurile la tot ce înseamnă materiale, mai exact în toamna, începând cu toamna lui 2021, prețurile la absolut tot au crescut extrem, da, de mult. Situații care nu ne-au mai permis, eram în situația în care aveam proiectele aprobate de către AFIR la momentul anului final, la momentul, eu știu, final de an 2021, început de an 2022, le aveam aprobate. Puteam începe, altfel spus, execuția, dar, din păcate, datorită valorii, sumei pe care o aveam alocată și a prețurilor din piață, raportate la dimensiunea proiectelor, nu mai puteam să scoatem la licitație, pentru că nu aveam garanția fermă că nu va depune nimeni ofertă. Motiv pentru care s-au făcut demersuri la nivel de minister și nu numai, pentru a se putea ajusta prețurile care făcea obiectul acestor proiecte. Cum bine știm, în mai 2022 s-a emis ordonanța 64 care a permis ajustarea prețurilor, dar din păcate cu un procent plafonat la nivel de 25%. Cauzele, le-am înțeles, au fost generate de faptul că sumele care au fost găsite pentru supliment, pentru ajustarea prețurilor, au fost din relocări de pe alte măsuri care nu au putut utiliza banii care le erau destinați. Și sumele respective raportate la numărul de proiecte și, eu știu, a rezultat un procent de 25%. E o situație care, de ce am scos-o în evidență, situație datorită căreia și aici am întâmpinat probleme în etapele următoare. Pentru că
Dar aș mai vrea să scot în evidență că toate aceste întârzieri ne-au dus în situația în care și pune în aplicare ordonanței 64, iarăși a fost greoaie, vezi aprobarea ei de către Comisia Europeană, care a durat vreo din mai până în septembrie, și toate astea au generat tot felul de întârzieri care ne-au dus la un dat în situația în care am ajuns la, la scadența termenilor de pe care le aveam încheiate cu AFIR-ul referitor la contractele de finanțare. Motivul pentru care ar trebui să semnalăm acest lucru către minister și vreau să scot în evidență că a fost și apreciez faptul că s-a înțeles și s-au găsit soluțiile necesare care să permită prelungirea contractelor de finanțare, mai exact s-au stabilit termene de prelungire până în 31 decembrie 2025. Asta în două etape, dacă situația ar impune. E un lucru pe care îl apreciez și pentru că altfel eram într-o situație atât de critică la un moment dat, în septembrie anul curs, eram într-o situație atât de critică încât dacă nu reușeam să nu, deci Ministerul Agriculturii și din câte cunosc chiar prin persoana domnul Moise, a făcut demersurile necesare pentru a găsi soluții, deci se stabilise prelungirea, dar cu o condiție de eligibilitate, în sensul că trebuia să demonstrăm până la 30 septembrie, până la 31 octombrie, că am plătit minim 30% din valoarea proiectelor. Da. Datorită faptului că spuneam mai devreme că valoarea proiectelor nu sunt unele care să ne acopere dimensiunea acestora, am întâmpinat probleme pe ce a însemnat pașii următori. Vezi, scoate la licitație și depunerea ofertelor de către eventual potențialii constructori. Am avut situații în care trei proiecte au fost, pentru trei proiecte au fost depuse câte două sau trei oferte, la alte trei am avut o singură ofertă care ea a fost conformă până la momentul în care s-a solicitat documentele suport conform DUAE. Constructorul respectiv, la un moment dat, mi-a comunicat că din analiza care a făcut-o, apreciază că nu poate duce proiectele în sensul realizărilor la banii pe care îi aveau și a renunțat. Motiv pentru care a trebuit să anulez licitațiile respective, să le reiau și toate aceste proceduri nu sunt simple deloc. Sunt foarte greoaie, cu mulți pași de parcurs, care uneori ajung și la două luni de zile. Și de aceea subliniez că am semnalat și acest aspect și Ministerul a găsit o soluție care a fost foarte, foarte simplă și posibilă de abordat, în sensul că condiția de eligibilitate pentru a putea prelungi contractele de execuție cu AFIR-ul, de finanțare cu AFIR-ul, a fost ca să depui anunțul de participare în SICAP. Un lucru care ne-a eliberat foarte mult de grijile pe care le aveam, de presiunea pe care o aveam. Și spuneam, la momentul de față suntem în situația în care pentru celelalte trei avem deja stabilit o firmă care din cele două, că am obținut oferte pe câte două oferte și sperăm să încheiem în maxim două săptămâni contractele. Și mai departe, execuția lor. La celelalte trei am început execuția lor. Chiar astăzi am avut ședință unde am predat amplasamentul către constructorul pentru unul dintre proiecte. Aș vrea să semnalez la domnul Moise o problemă pe care eu o simt și o văd de ceva timp. E adevărat că infrastructura secundară prin AFIR se rezolvă mult mai repede ca infrastructura principală. Acum sunt zone în care infrastructura principală e dezastru. Sau trebuie să mă acceptăm că și acele irigații care au făcut infrastructura principală acum 30 au avut niște defecte. Și vă spun care ar fi defectele văzute de mine.
Deci eu sunt la 30 de kilometri de Dunăre. Eu primesc apă pe infrastructura principală la a treia treaptă, care mi se poate foarte greu de realizat astăzi, cu consumul acestea mari. Deci puteam să primesc de la Giu sau de la World gravitațional. Lucruri care trebuiesc reparate. Că au adică fost niște greșeli de proiectare, de execuție, de gândire la momentul ăla. Și aș vrea să ne spuneți așa sau să luați niște măsuri în care când am făcut infrastructura secundară să fie și infrastructura principală reabilitată. Pentru că, să știți, infrastructura principală durează de 10 ori mai mult ca infrastructura secundară. Da. Adică dacă se dă drumul la Siret-Bărăgan la primăvară, oamenii să aibă prioritate cei cu infrastructura secundară. Dar unde nu ai infrastructura principală, de ce faci infrastructura secundară? E o problemă foarte grea și delicată și trebuie aplicată asupra ei. Da, înțeleg ce spuneți, că investițiile prin PNI, prin Programul ăsta Național de Investiții de Irigații, care se referă la infrastructura principală de irigații, să nu însemne numai reparații, poate în unele zone să însemne regândire, poate putem să trecem pe gravitațional sau poate putem să mergem pe soluții mai eficiente decât să facem sistemele care au fost sistemele vechi. Pentru subiectul al doilea, din ceea ce știu, deja există un angajament al ANIF-ului că atunci când există un proiect câștigat pe zona de infrastructură secundară să-i și asigure până la finalizarea proiectului apă pe zona respectivă și refacerea infrastructurii principale. Acum o să vedem cât de viabil o să fie aceste soluții și dacă vor fi îndeplinite. Eu, din câte știu și cum știu că pune problema domnul ministru Florin Barbu, că e o prioritate zona de irigații pentru dânsul, venind și din... A fost director la ANIF, știe foarte bine subiectul, are relații foarte bune cu domnul director general Popa și știu că și fondurile din minister sunt cumva prioritizate, e prioritizată zona de irigații de investiții pe infrastructură principală. Deci e foarte bine ce spuneți dumneavoastră, dar când te apuci de irigații, trebuie făcută strategia și gândirea înainte de a te apuca, nu în timpul execuției. Și acum, măcar pe ultima 100 de metri, corelată infrastructura principală cu cea secundară. Sigur. E foarte important că eu în zona mea n-am așteptări prea mari să am irigații cât de curând. Da. Eu mi-aș permite să scot în evidență faptul că ANIF-ul are obligația să coreleze, așa cum spuneți dumneavoastră, punerea în funcțiune în paralel și a infrastructurii principale cu cea pe domnul care... Domnul Soare. Eu știu, și e reglementat prin deci programul ăsta național. Deci ce spuneți dumneavoastră, e ceva frumos. Eu știu. Dacă mâine vine alt partid la guvernare, zice că din cauza aia nu este infrastructura principală. Dacă se schimbă, vine altcineva, spune că din cauza precedentului. Deci nu... Deci trebuie strategie națională făcută ca la carte, când ai început ceva, să știi exact ce ai de făcut. Ea este pusă pe hârtie conform acestui program național de reabilitare infrastructurii principale, unde ANIF-ul are obligația atunci când pe un anumit sistem de irigat s-au constituit OAI-uri și au preluat infrastructura secundară de la ANIF, au depus proiecte și sunt finanțate proiectele, are obligația în paralel cu OAI-ul să și reabiliteze infrastructura principală. O spun și din situația pe care o avem noi la sistemul de irigat Sinoie, de care aparținem. Este în fază, a fost în prima etapă de reabilitare o parte din stația bază cu o parte din lungime din canalul principal și urmează acum, din câte știu, este în faza de etapa de proiectare, faza DALI. Urmând ca să-și respecte așa cum spune, pentru că, vedeți, sunt alte instituții ale statului, mă refer la AFIR, care, vă spun din situațiile pe care mi s-au derulat, s-au întâmplat, mi s-a spus de la început, de când am depus proiectele la AFIR, că știind că pe infrastructura de care aparține în principală, vezi, sistemul Sinoie, nu e apă, mi s-a spus atunci că nu va semna AFIR-ul, nu va semna procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu vom avea apă pe canal, situație care să ne permită probele tehnologice care trebuie făcute. Și în acest sens, domnul
secretar de stat, chiar vă cer să încercați să corelați că ambele instituții, AFIR, ANIF, sunt subordinea ministerului și e oportun ca nu unul pune o condiție care celălalt nu poate realiza. Și cel care pierde suntem noi, pentru că nesemnând procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, nu se închide proiectul, proiectul poate să devină neeligibil și atunci trebuie să dăm toți banii înapoi. Nu putem depune ultima cerere de plată către AFIR, că nu avem probele tehnologice făcute și așa mai departe. Deci e o problemă de care aș vrea să încercați să țineți cont și să se găsească niște soluții. Noi putem face niște probe tehnologice într-un regim, eu știu, venim cu, punem niște dopuri pe canal, umplem porțiunea aia de canal pe unde trebuie, de unde trebuie să, unde avem cuva de aspirație a pompelor, putem face niște probe, dar nu de maniera să mă oblige să am apă pe canal, pentru că nu e în sarcina mea. Exact, e obligativitatea ANIF-ului aici pe infrastructura principală. Și aș vrea eu să vă atrag atenția că în momentul când te apuci de o lucrare, de o infrastructură, partea tehnică trebuie discutată la început și după aceea partea economică. Din ce văd eu că se desfășoară lucrurile, s-a discutat de finanțare, de partea economică, care s-au găsit resurse și foarte mari și, cum să zic, eu zic că e un nivel de finanțare foarte mare, nesperat de mine, dar nu s-a discutat partea tehnică. Cum realizăm? Că de la partea tehnică se pleacă și după aceea spui, domnule, am rezolvat partea tehnică, după aceea la partea financiară. La noi s-a luat de la partea financiară, găsirea finanțării și acum ne lovim de partea tehnică. Da. Aici trebuie ca ministerul nostru să găsiți o soluție, un corp tehnic, ceva care să gândească macro tot sistemul de irigații. Zona de irigații. Eu aș vrea un pic să revin pentru că gândind logic, aveți foarte mare dreptate, adică trebuie corelate investițiile în infrastructura principală cu cele în infrastructura secundară. Dar investițiile din infrastructura principală vin din Programul Național de Irigații, 1,5 miliarde din buget național. Corect. Cu alocare anuală. Corect. Teoretic, eu ar trebui să scot în fiecare an Ministerul al Agriculturii din cei 400 de milioane pentru infrastructura secundară câte 100 de milioane. Ca să aibă timp infrastructura principală, între timp să-și desfășoare activitatea și să facă proiectele. Da? Nu e o soluție. Asta înseamnă că eu să vin în ultimul eficient an cu 100 de milioane de euro și să scot proiecte. Dacă dumneavoastră semnați contractul acum la sfârșitul anului 2023, vă încadrați până în 2024 să-l finalizați? Nu. Și asta se știe asta a fost, foarte bine. Exact. Asta a fost logica noastră pentru a scoate toți banii pe infrastructură secundară începând cu anul ăsta, ca să avem timp, pentru că nimeni nu știe ce Dumnezeu ne mai așteaptă în perioada următoare, că au fost o serie de crize succesive, exact cum spuneați dumneavoastră, care au dus la îngreunarea procesului de finalizare al acestor proiecte, astfel încât să aibă timp fermierii în beneficiarii de proiecte în 4 ani de zile să-și finalizeze aceste proiecte. În același timp, ANIF-ul să vină pe zonele respective unde sunt proiecte făcute și să-și facă treaba, să ducă apa. Eu știu că directorul general de acolo e un foarte serios, finanțare au, exact cum spunea domnul Ciocan, finanțarea există. Poate mai sunt niște probleme de ordin tehnic care pot fi remediate în sensul de a găsi soluții mai eficiente de a aduce apă pe anumite zone. Prioritizate. Să le dăm prioritate în funcție de nevoile care le avem. La mine primesc apă din aval în amont, 30 de kilometri. Care e distanță foarte mare și foarte greu să pompezi în amont. Și de asta, adică trebuie găsită soluția și rapid. Pentru că cred că și volumul de apă, mergându-se pe irigată picurare, mergându-se pe aspersie, dar controlată de calculator, bine dozată, nu mai trebuie canalele așa de mari. Poate trebuie un canal pe jumătate. Adică trebuie făcut niște calcule tehnice, dacă se mai merită să mai pompeze apă din Dunăre în amonte și dacă nu, gravitațional, chiar eu sunt de acord și pe țevi în acelea corugate de 2 metri diametru. Eu să vă dau un exemplu. Adică și o tehnologie mai nouă de infrastructură principală. Să vă dau un exemplu de la mine, de la Brăila, nu ne ajunge apa pe canal, pentru că până anul trecut sau până acum 2 ani erau vreo 5-6 instalații de tip lineară și pivot, în ultimii 2-3 ani și din cauza secetei sunt 20 sau 30, vă dați seama când pornesc toate că nu mai apă, adică trebuie mărite canalele, nu, în funcție de specificul zonei. Corect. Zona Dobrogea, cum bine știm, nu permite astfel de soluții tehnice pe care le propune domnul.
Nu, pentru că la noi, cum bine știm, nu sunt râuri care... Deci sursele de apă, foarte important la noi, cel puțin sistemul Sinoie de care aparținem, este alimentat din lacul Golovița, care are laturi comune cu lacul Razem, și în lacul Razem, din brațul Sfântul Gheorghe, există un canal în care se alimentează lacul Razem. Altfel spus, sursa de apă aici va fi și, a fost, este și va fi permanent. Cum, din păcate, s-a întâmplat în 2020, dacă nu greșesc, când existau situații, în special unde apa se îi impunea a fi pompată din Dunăre, unde sursa de apă nu mai era disponibilă. Vreau. Deci eu sunt situat între Olt și Jiu, sunt 50-60 de kilometri între Olt și Jiu. Deci pot oricând să se alimenteze gravitațional din Olt sau din Jiu. O parte de acolo, o parte de acolo. Și dacă vii de undeva de la Drăgășan, de undeva de la munte, cu patru infrastructuri, nu mai ai nevoie de atâta energie. Eu vreau să fac o paranteză, că știu că se uită mulți beneficiari de fonduri europene la emisiunea dumneavoastră, domnul Ghinea. Trebuie să înțeleagă toți fermierii care au obținut această derogare de care beneficiază și proiectele domnului Soare de prelungire până la sfârșitul anului 2025, că angajamentul și răspunderea luată de Ministerul Agriculturii a fost una foarte mare, pentru că dacă cu penalizări trebuie consemnate. Cu penalizări, dar da. Dacă fermierii noștri... Reciproce, și din partea noastră și din partea ministerului. Da, dacă fermierii noștri nu își duc la îndeplinire aceste proiecte, România va avea un grad de dezangajare foarte mare. Adică în momentul în care Ministrul Agriculturii a decis să ofere această posibilitate fermierilor de a se duce încă un an, și a luat un mare risc, pentru că el putea să rezilieze toate contractele și banii aia să-i scoată acum pe o altă sesiune, pe tânăr fermier, pe achiziții de utilaje, ca să nu avem dezangajare. Dar din discuții cu acești oameni, pe care vedem că sunt oameni foarte serioși, mergând și văzând pe teren faptul că ei efectiv au lucrat, adică și că n-au depins de ei cauzele... Exact, din cauze obiective, practic. Din cauze obiective, am decis să ne luăm și noi, ei au suferit destul, să ne luăm și noi acest angajament și această răspundere de a le prelungi contractele până în 2025. Dar toată lumea trebuie să fie serioasă și dacă întâmpină probleme, când întâmpină, să ne anunțe. Dacă sunt la fel din cauze dependente de ei. Deci trebuie să ne mișcăm începând de anul viitor și, așa cum știu, și lumea a muncit până acum, până când au fost ploi pe șantiere și ne-au trimis fotografii, ne-au trimis dovezi în sensul ăsta. Trebuie să finalizăm aceste proiecte, pentru că sunt ani prea grei ca să ne permitem dezangajări de sume din fonduri europene. Am apreciat această poziție a domnului ministru prin declarația care a făcut-o, că nu va admite să se dezangajeze sume din proiectele care se derulează prin PNRR. Este un lucru extraordinar și pentru că e păcat să avem bani și să nu îi putem utiliza, cu atât mai mult pe acest domeniu vezi irigații, unde este vital pentru agricultura României. Da, asta înseamnă un parteneriat și înseamnă că toată lumea să-și țină angajamentul, pentru că noi putem să facem cât putem să facem, da. Restul trebuie să facă beneficiarii. Eu nu, fără rost, v-am pus în discuție, da. Și problema aceea de deci va trebui între cele două instituții care le aveți în subordine să se găsească un punct comun de vedere, care să nu ne trezim că nu ne va semna procesul verbal de terminare de recepție la terminarea lucrărilor, că nu e apă pe canal. Bun, hai să luăm publicitate și ne întoarcem după. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță.